Mulțumim Dumnezeului nostru mare, care merită să fie lăudat întotdeauna, slăvit să fie Domnul. Începând de astăzi, vom intra într-o nouă tematică de studiu biblic, intitulată Reforme. Astăzi vom avea o lecție introductivă. Termenul este un termen larg întâlnit, dar pe noi ne interesează în prim plan reforma religioasă. Aceasta are efect în plan familial, social, economic, dar în primul rând și ceea ce este foarte important în relația noastră cu Dumnezeu și deci în raport cu veșnicia, cu mântuirea. Termenul acesta nu îl găsim în traducerea Cornilescu. Este un termen actual, însă ca termen biblici, specifici, în Vechiul Testament avem expresia întoarcerea. Dumnezeu în mod repetat chema pe poporul său prin profeți să se întoarcă la el. În Noul Testament termenul consacrat este pocăință. Acesta a fost mesajul precursorului Domnului Hristos, Ioan Botezătorul, a Mântuitorului nostru, și apoi apostolilor săi. Așadar, tematica aceasta este omniprezentă în Scriptură. A fost glasul profeților, glasul Domnului și al urmașilor săi. Definiți-o cum vreți, problema e să o înțelegem. A fost întrebat odată un soldat, cum explici pocăința? Ce definiție ai pentru ea? Și el a spus, pentru mine pocăință, în cazul nostru reformă sau întoarcere la Dumnezeu, înseamnă mai întâi stai, apoi la stânga împrejur și în urmă înainte marș. O nouă direcție cu un mers hotărât spre Dumnezeu, spre viață. De altfel, reforma religioasă este o chemare divină. Nu este o inițiativă umană, o propunere a vreunui reformator. Dumnezeu este Cel ce ne cheamă la El. El vrea să ne primească și să ne mântuiască, slăvit să-i fie numele. În cartea prorocului Isaia, capitolul 45, versetul 22, citim: ca să înțelegem că Dumnezeu ni se adresează direct nouă și tuturor oamenilor. Întoarceți-vă la mine și veți fi mântuiți toți cei ce sunteți la marginile pământului, căci eu sunt Dumnezeu și nu este altul. Și în continuare este scris că Dumnezeu se jură pe El însuși că oamenii vor ajunge să-L cunoască. Evident, cei care vor accepta chemarea Lui. Vreau să privim la lucrarea reformei, pe de o parte, în sensul de la Dumnezeu către noi. Cineva spunea că reforma este o reapariție divină. Atunci când Dumnezeu vede că imaginea Lui este prea mutilată, El se prezintă din nou ca oamenii să-L cunoască mai bine, să-L cunoască adevărat. Iar pe de altă parte să privim la reformă în sensul de la noi spre Dumnezeu. Aici este aspectul aplicativ a ceea ce trebuie să facem noi. Și fie ca pe parcursul acestor lecții Dumnezeu să ne cerceteze și să se soldeze aceste părtășii cu o apropiere de Domnul, în cazul unora care sunt pe direcția bună, și cu o întoarcere a celor care au apucat pe o direcție greșită. Să privim într-un prim capitol la generalități legat de capitolul reforme pentru a avea o imagine de ansamblu introductivă, urmând ca în lecțiile următoare să abordăm pe rând, în lecția a doua, istoria reformelor din Biblie și din istoria creștinismului,
În lecția a treia, factor pro-reformă. Lecția a patra, factor anti-reformă. Lecția a cincea, reforma la nivel de individ, pentru că la urma urmei mântuirea este personală. Lecția a șasea, reforma în familie, acolo unde ne trăim viața cea mai mare parte din timp. Reforma în popor, asta înseamnă la nivel de adunare sau de colectivitate mai lărgită. Continuarea reformei este o lucrare care trebuie desăvârșită, păstrarea reformei, pentru că altfel tot ceea ce câștigăm pierdem. Și în final, concluziile, binecuvântările care se desprind din lucrarea reformei sau pierderea, paguba celor care nu înțeleg chemarea divină. Privind în istoria biblică și nu numai, și în istoria bisericii, cum spuneam, se observă o permanentă abatere de la Domnul, așa numită aplecare a inimii spre rău. Există o tendință generală spre idolatrie și spre păcat. Un fenomen de masă, de îndepărtare de Dumnezeu. Vă rog să vă gândiți numai de când sunteți pocăiți dumneavoastră sau de când cunoașteți evenimentele sau din ceea ce ați citit. Și veți vedea, vorba unui frate bătrân, zicea el, două lucruri nu le-am știut și nu le-am crezut. Unu, că bătrânețile sunt așa de grele și doi, că pocăiții se strică așa de repede. Aceasta se poate observa din ceea ce vă voi citi din Sfânta Carte. Încep cu Levitic, capitolul 19. Dumnezeu, când a scos pe evrei din Egipt, le-a spus, versetul 4, să nu vă întoarceți spre idole, să nu vă faceți Dumnezei tornați, eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. A anticipat înclinația lor. Citim apoi din Deuteronom, capitolul 31, unde la sfârșitul vieții lui Moise este scris că a fost profețită această înclinație spre rău. Dumnezeu știa cu cine are de-a face. Deuteronom 31, citim de la versetul 16. Domnul a zis lui Moise, iată, tu vei adormi împreună cu părinții tăi și poporul acesta se va scola și va curvi după Dumnezeii străini. Pe mine mă vor părăsi și vor călca legământul meu pe care l-am încheiat cu ei. În ziua aceea mă voi aprinde de mânie împotriva lui. Îi voi părăsi și îmi voi ascunde fața de ei. Îi voi prăpădi și vor ajunge o mulțime de rele și necazuri. Și atunci vă zice, oare nu m-au ajuns aceste necazuri rele din pricină că Dumnezeul meu nu este în mijlocul meu? Și în continuare scrie aici, în versetul 20, căci voi duce poporul acesta în țara pe care am jurat părinților că le-o voi da, țara unde curge lapte și miere. El va mânca și se va sătura și se va îngrășa, apoi se va întoarce la alți Dumnezei și le va sluji, iar pe mine mă va nesocoti și va călca legământul meu. Știa Dumnezeu care este înclinația permanentă a omului. Asta a fost spus înainte ca să se întâmple. Iată ce vorbea Dumnezeu prin prorocul Ieremia, citim din capitolul 2 al cărții sale, o apreciere post factum, dar cu aceeași durere a unui bărbat care se simțea părăsit de nevasta tinereții lui. Ieremia 2, de la versetul 1. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel, du-te și strigă la urechile cetății Ierusalimului. Așa vorbește Domnul, mi-aduc aminte încă de dragostea pe care o aveai când erai tânără, de iubirea ta când erai logodită, când mă urmai în pustie într-un pământ nesemănat. Atunci Israel a închinat Domnului. Era cele din tâi roade ale lui, toți și cele mâncau din ele se făceau vinovați și venea norocirea peste ei, zice Domnul. Ascultați cuvântul Domnului, casa lui Iacov și voi, toate familiile casei lui Israel, așa vorbește Domnul. Ce nelegiuiri au găsit părinții voștri în mine de s-au depărtat de mine și au mers după nimicuri și au ajuns ei însuși de nimic. Deci, după cum spune Scriptura și în altă parte, l-au părăsit fără temei.
Scrie tot aici de la versetul 12, mirați-vă de așa ceva ceruri, înfiorați-vă de spaimă și groază, zice Domnul, căci poporul meu a săvârșit un îndoit păcat, m-au părăsit pe mine izvorul apilor vii și și-au săpat puțuri crăpate care nu țin apă. Versetul 17, nu ți-ai făcut un singur lucru acesta pentru că ai părăsit pe Domnul Dumnezeul tău când te îndrepta pe calea cea bună. Și tot de aici, de la versetul 27, citim, ei zic lemnului, tu ești tatăl meu și pietrei, tu mi-ai dat viață, căci ei îmi întorc spatele și nu se uită la mine. Dar când sunt în nenorocire, zic, scoală-te și scapă-ne. Versetul 29, pentru ce vă certați cu mine? Toți mi-ați fost necredincioși, zice Domnul. O realitate precizată mereu în cartea profetului Ieremia. Mă adaug din multele versete, doar din capitolul 11, versetele 7 și 8. Căci am înștiințat pe părinții voștri din ziua când ne-am scos din țara Egiptului și până în ziua de azi. I-am înștiințat în toate diminețile zicând, ascultați glasul meu. Dar ei n-au ascultat, n-au luat aminte, ci au urmat fiecare pornirile inimii lor rele. Și astfel s-au îndepărtat de Domnul. Citesc din profetul Osea, capitolul 5. Dumnezeu, prin toți trimișii săi, arăta poporului direcția greșită în care a apucat. Și totuși continuau în neascultarea și abaterea lor. Osea 5, de la versetul 2. Necredincioșii se afundă în lejire, dar voi avea ei pedepse pentru toți. Cunosc eu doar pe Efraim și Israel nu mi-este ascuns. Știu că tu, Efraim, ai curvit și că Israel s-a spurcat. Faptele lor nu le îngăduie să se întoarcă la Dumnezeu lor, căci un duc de curvie este în inima lor și nu cunosc pe Domnul. Iată această tendință spirituală negativă permanent, pe care o evidențiază și Apostolul Pavel în Roman, capitolul 1, ca să cităm și din Noul Testament, aici sub titlul Starea de păcat a omenirii, el vorbește despre decăderea în care a ajuns întreaga umanitate. Și el explică apoi că faptul e valabil pentru evrei și pentru neamuri. Citim din capitolul 1, versetul 21, fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. Versetul 24, de aceea Dumnezeu i-a lăsat. Versetul 28, fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Iată cât de puternic a fost căderea în păcat. O permanentă înclinație spre rău, cum scrie încă din Geneza 6, în fiecare zi, încă din tinerețe, chiar încă de la naștere. Iată cât de puternică a fost influența diavolului când omul a căzut sub puterea lui, el devenind stăpânul acestui pământ, mai exact al oamenilor care îl populează, acela care înșală întreaga lume. Pornind de la acest adevăr al unei decadențe generale, se impune nevoia de reformă. Vreau să precizez în al doilea rând că revenirea la original, de la eroare la adevăr, dovedește necesitatea reformei, nevoia de schimbare, de recuperare a indivizilor, a societății, întoarcerea la calea cea veche. Acolo de unde oamenii au plecat, momentul în care s-au abătut din drum. Spune Scriptura în Fapte 17, cuvintele Apostolului Pavel, că oamenii trebuie să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească, bâșbâind în întunericul în care ei au ajuns. Însă, așa cum spuneam de la început, există un efort al lui Dumnezeu și totodată o trudă a omului. Citesc din Psalmul 27 pentru a vedea cum trebuie să se împletească, pe de o parte, căutarea lui Dumnezeu, chemarea lui, și pe de alta, atitudinea de întoarcere a omului. Psalmul 27, versetul 8.
Inima îmi zice din partea ta, caută fața mea. Și fața ta, Doamne, o caut. Deci când Domnul este receptiv și atent în mintea lui la acel apel divin, el trebuie să se decidă și să caute pe Domnul cu adevărat. De asemenea, în cartea prorocului Ieremia, capitolul 31, este o imagine mai bogată, mai evidentă a felului în care Dumnezeu contribuie și totodată omul la pocăință, la întoarcere, la reformă. Vedeți, avem în adunare copii abătuți de la adevăr, așa numiți fii risipitori, dar sunt și oameni căsătoriți care se îndepărtează de calea Domnului. Iar alții frecventează biserica mai rar, dar în inima lor sunt duși. Că și fiul risipitor întâi s-a dus cu Duhul și apoi s-a dus cu trupul. Ieremia 31, citim versetele 18 și 19. Aud pe Efraim bocindu-se, m-ai pedepsit și am fost pedepsit. Așa am citit din Osea 5. Are Dumnezeu pedepse pentru toți cei ce se îndepărtează. Am fost ca un jug, nedeprins la jug. Întoarce-mă tu și mă voi întoarce. Repet această expresie de mare valoare, care ar trebui să se regăsească în rugăciunile noastre. Întoarce-mă tu și mă voi întoarce, căci tu ești Domnul Dumnezeul meu. După ce m-am întors, m-am căit și după ce mi-am recunoscut greșelile, mă bat pe pulpă, sunt rușinat și roș de rușine, căci port ocara tinereții mele. Omul sincer trebuie să recunoască imposibilitatea capacității sale de a reforma și să ceară intervenția divină, să-și întindă Domnul mână și să-l ajute, să-l ridice. Dar în același timp și el să fie gata să se angajeze la o întoarcere adevărată. Nu putem lăsa totul pe Dumnezeu și nici n-avem vreo șansă să credem că stă în capacitatea noastră să facem reformă, nici măcar în propria noastră viață, de cum în familie sau în comunitatea în care trăim din punct de vedere a existenței religioase. Deci, am arătat mai întâi tendința de îndepărtare și de cădere. În al doilea rând, am spus că există o nevoie permanentă de întoarcere, tocmai datorată căderii permanente. Vreau acum, în al treilea rând, tot la capitolul generalității despre reformă, să observăm că reforma presupune schimbarea gândirii, a practicilor religioase și, în fond, a modului de viață. Schimbarea trebuie să semene cu o înviere din morți. Tatăl fiului risipitor a spus, fiul acesta a fost pierdut și a fost găsit, era mort și a înviat. Dar dacă e doar așa cum spunea Caragiale, se schimbe, dar să nu se revizuiască, or să se revizuiască, dar să nu se schimbe, atunci nu are niciun sens. Reformă nu înseamnă un plâns, doar o mărturisire. Reformă înseamnă o schimbare profundă, de fond, care are și un conținut în forma lui. Este ceva ce se vede, ceva ce se cunoaște în cer și totodată pe pământ. Rămânem în cartea profetului Ieremia și citim din capitolul 4 pentru a vedea că reforma înseamnă o schimbare a vieții. Așa cum spuneam de la început, reforma religioasă schimbă viața de familie, are accente sociale, economice. Citim din Ieremia capitolul 4, versetul 1, Israele, de te vei întoarce, dacă te vei întoarce la mine, zice Domnul, dacă vei scoate urăciunile tale dinaintea mea, nu vei mai rătăci. Pentru că întotdeauna Dumnezeu a cerut cu ocazia întoarcerii, lepădarea idolatriei,
un alt mod de viață, așa cum s-a întâmplat în cazul celor din Ninive. Citim tot din Ieremia, capitolul 7, unde observăm că oamenii aceștia frecventau slujbele sfinte, participau la activitățile de la templu, dar nu se schimba viața lor. Și Dumnezeu tocmai asta le cerea. Citim din versetul 3, așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel, îndreptați-vă căile și faptele și voi voi lăsa să locuiți în locul acesta. Dar dacă minunea asta nu se întâmplă, degeaba, le zice Domnul, veniți, aduce jertfe, apoi. Versetul 8, vă hrăniți cu nădejde înșelătoare, că din nou vă întoarceți la aceleași stricăciuni, urăciuni, în același mers vinovat. S-a însemnat ca și în cazul unor copii care, atunci când văd că părinții urmează să-i pedepsească sau să le taie din drepturi, din favoruri, mă fac cu minte. Și le ține cu mințenia până a doua zi după masă, când se întâlnesc cu prietenii de joacă. Aceasta nu este reformă. Vreau să observăm că reforma înseamnă de regulă și reorganizarea structurilor existente. Pentru că de obicei tradiția și felul în care oamenii s-au obișnuit nu permite reformă. În istorie, în Vechiul Testament și în cei 2000 de ani de creștinism, a fost tot mereu nevoie să apară noi organizații, drept dovadă a unei mișcări de reformă. Dar o reorganizare nu înseamnă neapărat o reformă. De exemplu, noi ne-am putea reorganiza să ne dăm alt titlu, să schimbăm sistemul de conducere, de organizare, slujbele, și noi să rămânem aceiași. La ce bun? Ar fi o păcăleală în plus. Spunea tot Ieremia în cartea sa, de fapt sunt cuvintele Domnului, capitolul 1, versetul 10, reformă înseamnă, repet, și o schimbare a structurilor uneori, dar asta numai cu condiția zidirii, apariției a ceva bun, nu doar nou, ceva sfânt, pentru că altfel n-ajută cu nimic, de exemplu, ca cineva să treacă de la ortodox la pentecostal. Iată, zicea Domnul către profet, astăzi te pun peste neamuri și peste împărății, ca să smulgi și să dărâmi. Astea sunt etape ale reformei, îndepărtarea răului. Să nimicești și apoi să zidești și să sădești, să apară ceva bun cu viață. Și tot din Ieremia citim din capitolul 4, versetul 2, referitor la nevoia de schimbare, dacă vei jura, viu este Domnul, cu adevăr, cu neprihănire și cu dreptate, atunci neamurile vor fi binecuvântate în El și se vor făli cu El, dar numai în condiția aceasta. Și tot de aici versetul 14, curățește-ți inima de rău, Ierusalime, ca să fii mântuit. Până când vei păstra gânduri nelejuite în inima ta? Doamne, ajută-ne să ne înnoim inima înaintea ta, să fie îndepărtat tot ceea ce este rău și păcătos. Deci reforma înseamnă o schimbare totală, să spunem. Nu doar ajustări, mici corecturi. Este ca și în cazul acela în care un om și-a vândut casa și fiindcă a căpătat un preț bun pe ea până să se finalizeze toată procedura de tranzacționare, s-a apucat să o vopsească și să o aranjeze puțin. Și când a venit nou proprietar, i-a zis, ce modificare ai făcut? Că parcă nu seamănă. Și el a zis, am vrut să intre într-o casă vopsită, cu geamurile, frumos.
Și nou proprietar a zâmbit și a zis, dar eu am cumpărat-o pentru loc, oricum o demolez. Te-ai trudit degeaba. Reforma nu înseamnă o ajustare nesemnificativă, ci o cercetare profundă în care ne smerim și lăsăm pe Dumnezeu să facă o ordine de plină în viața noastră. Și în ultimul rând, la capitolul generalități, amintesc faptul că reforma poate fi acceptată sau poate fi respinsă. Fiecare dintre noi are un apel sau mai multe de chemare la reformă. Un apel poate să fie studiul acesta, un mesaj profetic, un vis, vreo predică, Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul, o boală, vreun accident. Poate Dumnezeu, așa cum se spunea zilele trecute, despre acel om care a suferit 3 accidente, a scăpat în mod miraculos din toate și tot nu s-a pocăit, să vorbească în ce mod decide el, dar se pune problema, oamenii vor înțelege, vor asculta. Citim tot din Ieremia, poate e cartea cu cele mai multe mesaje de chemare la reformă, însă Ieremia n-a fost un predicator, un proroc mai exact de succes, ca și noi altădată. Predica și noi pocăință în zadar. Și totuși Dumnezeu le-a spus, ca și la Ezechiel, du-te și le vorbește. Te trimit la o casă de îndărătnici. Îi cunosc limba și tu știi graiul lor. Dar nu o să fie atinși. Însă Dumnezeu își face datoria. Ascultați ce citim din Ieremia 6, versetele 16 și 17. Așa vorbește Domnul. Stați în drumuri, uitați-vă și întrebați care sunt cărările cele vechi. Care este calea cea bună? Umblați pe ea și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Dar ei răspund, nu vrem să umblăm pe ele. Ce refuz direct. Am pus niște străjeri peste voi. Fiți culoarea minte la sunetul trâmbiței, dar ei răspund, nu vrem să fim culoarea minte. Ce poți să mai faci în fața unei asemenea atitudini? Și cel ce vorbea era Dumnezeu. Poate un părinte sau un soț către soție lansând un asemenea apel, dacă respind, se simte ofensat, jignit. Dar Dumnezeu care ne-a creat și știe ce ne așteaptă dacă nu ne întoarcem la El. Multă nebunie este în om. Citește din cartea profetului Osea, cel care a fost pus prin însăși viața de familie să suporte alături de Dumnezeu durerea îndepărtării și refuzul pocăinței. Osea, capitolul 11, versetul 7. Poporul meu este pornit să se depărteze de mine și dacă sunt chemați înapoi la cel prea înalt, niciunul din ei nu caută să se ridice. Mi-am gândit despre un frate baptist care într-o săptămână de evangelizare, 6 zile, a predicat chemarea la rai, la fericire, la împărăția lui Dumnezeu. Și când a văzut că nu se mișcă inimile oamenilor, în ziua 7-a a schimbat subiectul și a zis, duceți-vă ia, duceți-vă! N-a mai rezistat. Dumnezeu are mai multă răbdare ca noi, dar și a lui Dumnezeu are limite. Culmea este că atunci când sunt chemați, oamenii uneori sunt mai îndărătnici și își continuă abaterea. Referitor la acceptarea sau refuzul reformei, mai precizez că reforma poate să fie parțială, adică să acceptăm condițiile care le pune Dumnezeu în parte și să mai punem noi altele. Să ne întoarcem în anumite capitole, să facem reformă și atât. Sau să fie ceva și mai fals, o pseudo-reformă, într-o imagine superficială, de formă, aparent, să ne pocăim, dar să nu fie așa.
Să ne gândim la reforma din Evul Mediu, de exemplu, și vom aduce amănunte în lecția următoare. La început, Luther a fixat un principiu biblic. Ideea a fost solo Scriptura, solo fide. Numai Biblia, numai credință. Fără indulgențe și fără intermedierea scaunului papal. Da, dar chiar în timpul vieții lui Luther, biserica s-a unit cu statul și cei ce au fost în vremea aceea adevărații reformatori, anabaptiștii, au fost condamnați la moarte. Și greu de calculat în perioada aceea cine are mai multe crime la activ, catolicismul sau biserica luterană. Și chiar și cei din Elveția au trecut de aceeași parte și au condamnat pe adevărații reformatori. Cum va nota lucrurile Dumnezeu în final, vom vedea la judecat. Dar citind din cartea Osea, vreau să precizez din capitolul 6 că n-are niciun sens dacă tot reformăm, să reformăm doar în parte. Spune Scriptura aici, versetul 4, ce să-ți fac Efraime? Ce să-ți fac Iudo? Cele două regate ale lui Israel. Evlavia voastră este ca norul de dimineață și ca roua care trece curând, cum se spune la noi, un foc de paie. Și versetul 6, căci bunătate voiesc nu jertfe și cunoștință de Dumnezeu mai mult decât arder de tot. Deci degeaba se întorceau ei și reinstalau sistemul de închinare, dacă nu era exista bunătate. Dacă reforma nu era reală, nu ajută decât la auto-înșelare. Că oamenii se pot întoarce pe fondul fricii sau a unor interese, cum de exemplu sunt unii care se pocăiesc ca să se căsătorească, alții să ceară ajutor de la biserică, alții se tem de boală, se gândesc că Dumnezeu îi vindecă, dar toate acestea se dovedesc a fi de puțină valoare în final. Ne întoarcem la Ieremia, capitolul 3, pentru a observa cum a catalogat Dumnezeu și vom vedea în lecțiile următoare că evreii dădeau semne de reformă, dar nu era ceva real. Cum a catalogat întoarcerea lor insuficientă. Ieremia capitolul 3, citim de la versetul 7. Eu ziceam că după ce a făcut toate aceste lucruri se va întoarce la mine, dar nu s-a întors. Și sora ei, vicleana Iuda, a fost martoră la aceasta. Și cu toate că a văzut că m-am despărțit de necredincioasa Israel, pe vremea lui Ieremia, cele 10 semințiri au dus în robie. Din pricina tuturor preacurviilor ei și i-am dat cartea de despărțire, totul sorusa, vicleana Iuda, nu s-a întors și s-a dus să curvească la fel. Și astfel, prin necurăția ei strigătoare, Israel a spurcat țara preacurvit cu piatră și cu lemnul. Cu toate acestea, deci având cazul real al celorlalți evrei, vicleana Iuda, sora ei, nu s-a întors la mine din toată inima ei, ci cu prefăcătorie, zice Domnul. Să ne rugăm să avem o inimă curată și dacă tot ne pocăim, să fim pocăiți cu adevărat. Am auzit, dar nu mai știu alte detalii, despre cazul unui slujitor care s-a dus într-o altă zonă, a fost repartizat într-o biserică și după ce a constatat realitatea, a arătat că acea adunare, acei credincioși au nevoie de reformă. Însă dându-și seama că reforma nu poate fi, cum vă spuneam, un produs uman, a cerut ca cine vrea să-l ajute în rugăciune și post ca Domnul să cerceteze adunarea. Și le-a spus în ce privință trebuie să se întoarcă, să se pocăiască. Nu s-a unit cu el decât câteva surori în vârstă, într-o primă etapă. Însă unii au privit cu respingere acțiunea lui și au făcut o reclamație la centrul cultului, au incriminat în vreun fel acțiunile lui, cerând să fie schimbat și mutat de acolo. Însă până să ajungă reclamația și să ia o decizie, să se deplaseze în teritoriu,
Domnul a început să lucreze în adunare și alături de el și surorile acelea s-au asociat și alții și Domnul a început să producă reforma, ei să-și dea seama de păcătoșenie, tot câte unul să vină la mărturisire și să ia angajamente. Și în ziua când a fost adunarea generală, potrivit reclamației lor, cineva a venit cu altă propunere. Fraților, vă rugăm să ne lăsați păstorul, că nu l-am înțeles, dar acum suntem de acord cu propunerile lui. Au ajuns să priceapă. Atunci este bine când nu vom înțelege ca și o forță ceea ce ni se cere. E și foarte greu să forțezi oamenii să se pocăiască. E ca și cum ai lua pe o fată și să-i poruncești. Vezi băiatul acela? Te duci și te măriți cu el. Așa ceva a mai fost în istorie și este și acum în alte părți ale globului. Deci asta se poate la odică. Poate pentru fetele noastre ar fi greu de acceptat, că au crescut în altă cultură. Dar în plan religios n-ai cum să faci dragoste cu forță în relația cu Dumnezeu. Însă dacă se mișcă inima și pocăința este înțeleasă, atunci putem spune, slăvit să fie Domnul, este acceptat. Mă opresc acum la capitolul 2 și voi nota două aplicații. Din ce a spus până acum, nu știu în ce măsură ați realizat că reforma este o necesitate. Eu cred asta din plin și când discutăm cu oamenii, chiar dacă la început întrebăm frate, cum merge biserica, ce face frățietatea, bine, slavă Domnului, dar dacă se pune a doua și a treia întrebare insistentă, care cere profunzime, nu este decât posibilitatea să se recunoască faptul că există o tendință de decădere. Și asta înseamnă din oficiu necesitatea unei reforme în creștinism în general și în cazul nostru în pentecostalismul românesc. Deja suntem la a treia generație și istoria Vechiului Testament ne confirmă că încă de la a doua generație lucrurile o iau într-o direcție greșită. Mie mi-a fost dat chiar astăzi de dimineață, fiind ca un preambul care să mă motiveze odată în plus să aud și să văd niște imagini care m-au șocat. În cazul unei întâlniri, a unei tabere, a organizației sau ce entitate și ce hram poartă Peniel, de la Oradea din aprilie anul acesta, să văd o pantonimă cu fiul risipitor și de acolo un dans drăcesc cu niște imagini imorale. Și toate astea în uralele a mii de tineri din sală, sau câți au fost acolo. Unii au luat atitudine și cum acum există posibilitatea să te exprimi pe internet, am auzit că anumiți păstori au fost îngroziți și au scris, am vrea să vă cruțăm imaginea de astfel de scene. Însă oricum sunt făcute publice. Și problema este că până s-a ajuns aici, au fost multe. Am văzut și cu ani în urmă și v-am mai spus anumite dansuri mai ușoare sau alte imagini imorale, efectiv, din tabere. Ca să nu mai spun de muzica rock și de tot dezmățul care există. Dacă nici într-o asemenea situație nu se impune reforma, atunci înseamnă că am adormit cu toții. Doamne, dă-ne pricepere.
Și dacă mai putem fi resuscitați, îndură-te de noi și electrocutează-ne. Domnul știe de ce e nevoie, din viere, doar așa de o încălzire, dar oricum situația este strigătoare la cer. În urmă cu vreo 10 ani, când am avut aici studiul curente străine în creștinism, îmi spunea unii, frate, de la noi nu există așa ceva. Eu le-am spus din timp despre evoluția mișcării carismatice, cu liderul acestei acțiuni pe el, în urmă cu vreo 8 ani. Am avut o discuție de 8 ore. Așa s-a făcut că am călătorit împreună din România până în Austria. Atunci era deplasat în mod irecuperabil. Dar de atunci încoace, cât au mai mers lucrurile înspre rău. Și totuși, el este penticostal ca și noi cu drepturi depline. Iată de ce în țara asta problema este, din acest punct de vedere, am spus doar câteva lucruri ca să ajungem cu picioarele pe pământ. Am arătat doar câteva aspecte, dar vă rog să rețineți, când se ajunge acolo e prea târziu și totuși chiar și la noi se fac primii pași. Și credem că asta e puțin lucru, pentru că toate avansează milimetric. Dar când se ajunge într-o stare prea avansată, lucrurile e prea târziu ca să mai poată fi readuse la adevăr și la viață. De aceea, în mod aplicativ, cred că în etapa aceasta este nevoie de o conștientizare generală, care nu se poate face decât prin cercetarea Scripturilor Sfinte. În Israel, când se pierdea Scriptura, vă amintesc de cazul Iosia, și apoi s-a citit, împăratul și-a rupt hainele, a plâns. Când a văzut cât de mare e diferența între ce e scris și ceea ce e pe teren. E din ce în ce mai puțină Scriptură. Pentru că numai adevărul Scripturilor ne poate conștientiza de voia lui Dumnezeu, de ceea ce ar trebui să fim. Spunea profetul Osia, despre care aminteam că are chemări repetate la pocăință, la întoarcere, capitolul 6, versetul 1, veniți să ne întoarcem la Domnul, că El ne-a sfâșiat, dar tot El ne va vindeca. El ne-a lovit, dar El ne va lega rănile. Versetul 3, să cunoaștem, aceasta e necesitatea zilelor noastre, să căutăm să cunoaștem pe Domnul. Și spune, frate, există învățătură, există învățătură, dar nu există adevăr biblic. E plin de cărți, dar e puțină Scriptură. Sunt mulți predicatori, dar puține versete. Vorbărie este, dar nu este adevăr biblic. Citeam o carte despre un frate din China care a fost chemat de Domnul să meargă să predice Evanghelia, nu mai predicase niciodată, era tânăr. Și când a ajuns să aibă o Biblie, a învățat pe de rost Evanghelia după Matei. Și când Domnul i-a vorbit să meargă să predice, el a zis, cum vine asta? Ce trebuie să spun? Și a citat din memorie toată Evanghelia, că nimic nu are putere mai mare decât cuvântul lui Dumnezeu. Și oamenii aceia au fost cercetați. Se spune uneori, frații mai de mult nu știau atât să predice. Da, dar citeau niște versete din Biblie și la alea le dădeau importanță. Când le citeau, lăcrimau și chiar dacă nu erau multe comentarii, explicații care adesea încurcă, oamenii aceia credeau că și cei din Ninive n-au avut multe predici, au avut un cuvânt, dar scrie acolo, oamenii au crezut în acel mesaj, în Dumnezeu. Să ne mintim de Iosia și vom vorbi de el pe parcurs. El a fost mișcat profund și reforma a fost radicală și s-a instaurat în toată țara când au ajuns să cunoască cuvântul. Au citit, i-a adunat pe toți și s-au angajat să facă așa cum este scris. Cum spunea un frate,
Prea mulți vorbesc. Voia să spună că nu fac treabă. Și a zis, nu, trebuie numai unul bun la masă și unul bun la ușă. Unul să spună cum trebuie să facă și celălalt să verifice. Dar vă spuneam că nu se poate mecanic dacă nu cercetează Domnul. Dar ca Domnul să cerceteze mai întâi și mai întâi, vă recomand tuturora să ne angajăm într-o sfântă cercetare a Bibliei. Și să o citim cu sinceritate, rugând pe Domnul să lase pe Duhul Sfânt și să ne convingă de adevărul Scripturilor. Pentru că altfel am văzut oameni că trec ușor peste ceea ce este scris. A trebuit citită Scriptura cu teamă. Alții o citeau numai în genunchi sau numai stând în picioare. Și știau că citind din Biblie le vorbește Dumnezeu. Așa ar trebui citită Biblia. Poate să facem într-o zi un experiment, să dăm sonorul la maxim. Evreii, când l-au auzit pe Dumnezeu vorbind de pe Sinai, că la un volum puternic se cutremură lumea, lucrurile materiale din jur, au zis să nu mai vorbească Dumnezeu. Dar nu volumul și tonalitatea trebuie să ne convingă pe noi că avem minte, ci să fim conștienți că în Scriptură este cuvântul lui Dumnezeu dătător de viață, slăvit să fie Domnul. Și în al doilea rând, ceea ce trebuie să facem în vremea aceasta, să trecem la rugăciuni de mărturisire și de smerenie cu penitență înaintea Domnului pentru a se crea cadru spiritual și a veni prezența și puterea Duhului care cercetează. De aceea biserica noastră încearcă să mobilizeze oamenii la rugăciune, să organizăm zile speciale, seri lungi, zile de post. Spune Scriptura, 2 Cronici, capitolul 7, versetul 14, într-un citat memorabil: dacă poporul meu peste care este chemat numele meu, deci nu e vorba de cei de afară, mai întâi de cei dinăuntru, se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele, îi voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și voi tămădui țara. Deci fără proșternerea înaintea Domnului nu se realizează minunea de care avem nevoie. Spune Scriptura și în Ieremia, capitolul 24, versetul 7, referitor la aceeași idee. La împlinirea rugăciunii noastre. Le voi da o inimă ca să înțeleagă că eu sunt Domnul. Ei vor fi poporul meu și eu voi fi Dumnezeul lor. Dacă se vor întoarce la mine cu toată inima lor. Doamne, ajută-ne! Cred că nu este greu ceea ce ține de partea noastră. Să citim Scriptura cu sinceritate și într-un timp dedicat să ne rugăm, să ne smerim înaintea Domnului, să ne mărturisim păcatele și Domnul să trimită un duc de cercetare. Iar dimineață Domnul ne-a vorbit în aceeași direcție despre transformarea care aduce plinătatea Duhului Sfânt. Personal, mi-este teamă să spun de unii că sunt botezați de Domnul. Botezat înseamnă cufundat și umplut pe dinăuntru și pe din afară îmbrăcat cu un Duhul Sfânt. Mai degrabă cred că unii sunt numai stropiți sau cum scrie în Ioan 20 că a suflat peste ei ceva. Dar umplerea a fost în Fapte 2, pentru că nu-mi pot imagina un om umplut să se manifeste aproape ca mai înainte. De aceea spun că în cel mai bun caz a fost suflat Duh Sfânt peste unii. Ca să nu zic, deși mai sunt și asemenea cazuri, de imitație. Când sub un efect psihologic au rostit câteva cuvinte neînțelese. Duhul Sfânt nu este doar un limbaj nonsens atât de redus. Duhul Sfânt este o lucrare extraordinară, este prezența dumnezeirii în viața noastră.
Doamne, îndură-te de noi. Și închei afirmând că reforma religioasă este un har pentru omul păcătos și poate fi valorificat prin întoarcere reală la Dumnezeu. Reforma este un har, ferice de aceia care pot să aibă parte de ea. Spune profetul Isaia, capitolul 44, versetul 22, eu șterg fără de legile ca un nor și păcatele ca o ceață. Întoarce-te la mine, căci eu te-am răscumpărat. Ieremia, profetul, scria din nou și la rândul lui, capitolul 3, citim două versete, 14 și 22. Întoarceți-vă, copii răzvrătiți, zice Domnul, căci eu sunt stăpânul vostru, eu voi lua pe unul dintr-o cetate, pe doi dintr-o familie și vă voi aduce înapoi în Sion. 22. Întoarceți-vă, copii răzvrătiți, și vă voi ierta abaterile. Iată, ne venim la tine, căci tu ești Domnul Dumnezeul nostru. O, fie acesta glasul nostru, când recunoaștem și ne întoarcem la Domnul. Marele har vine de la El, dar e ceva ce ține de noi. Eu nu știu care-i procentul. Cineva compara aportul lui Dumnezeu și respectiv al omului cu un caz care s-a petrecut la Toulouse, în Franța, când în timp ce un prinț cu prințesa și o suită se deplasau într-o vizită, au văzut o procesiune de deplasare spre un loc de execuție cu un condamnat la moarte. Și prințul, probabil din bunăvoință sau din alte motive, a cerut clemență și grațiere. Dar guvernatorul a spus, nu pot încălca legea. Dacă va fi făcută plata a 1000 de ducați, va fi grațiat. Prințul a dat 500, prințesa a adăugat 200 și suita a făcut o colectă cu încă 297 de ducați. Însă guvernatorul a fost foarte ferm, în lipsa a 3 ducați, a continuat procesiunea de execuție. Dar potrivit reglementărilor respective, omul trebuia dezbrăcat și în buzunare s-au găsit încă 3 ducați. Total 1000, grațierea a fost citită și omul a devenit liber. Eu nu știu dacă noi trebuie să punem mai mult de 3 sau ajunge atât, dar știu că trebuie să punem toată inima, să aducem tot trupul ca o jertfă vie și să facem ceea ce ține de noi. Amin. Și în ultimul rând, spun în încheiere, reforma în derulare este o operație chirurgicală spirituală, cu convulsii, cu lupte, care suprimă firea pământească și doare. E mai mult decât atunci când înțerci copilul sau de când îi iei jucăriile din brațe. E faza aceea de răstignire a firii pământești, da, dar atunci se dă viață prin Duhul. Și avem de ales să murim neoperați sau să fim operați și să trăim. Asta înseamnă să facem o ordine, să smulgem și rădăcinile. Spunea Dumnezeu, rămânem în Ieremia, capitolul 4, versetele 3 și 4, și Osea vorbește la fel, căci așa vorbește Domnul către oamenii din Iuda și din Ierusalim, desțeleniți-vă un ogor nou și nu semănați între spini. Nu se poate face reformă pe drojdile vechi. Să spună cineva, frate, mă apuc și studiez Biblia, dar renunț la filme, le selectez. Sămânța între spini n-are niciun viitor. Nu poate o fată, de exemplu, să spună, frate, o să mă îmbrac cuvincios, dar în același timp să își lase imaginile pe Facebook. Acolo nu ești vorba tot de tine? Nu se poate, n-are niciun sens să semănăm și flori și spini, trebuie să smulgem rădăcinile și asta doare, curge sânge. Firea pământească suferă durerile nașterii. Spune versetul următor, tăiați-vă împrejur pentru Domnul, tăiați-vă împrejur inimile. Oamenii lui Iuda și locuitorii Ierusalimului, ca nu cumva să izbunească mânia mea ca un foc
și se aprindă fără să poată stinge din pricina răutăților faptelor voastre. Doamne, ajută-ne să fim gata să plătim prețul acesta. Se merită. Mântuirea-i de mare valoare. Amin.